Închide și mie ușa, te rog. Ah, noapte bună. Gata! Da! Haide! Ești acolo! Ești acolo și mai fă exhibiții! Îl testam? Hai! Ia-mă ăsta daci! Păi de ce nu vrei să ieși la soare? La nu! Opa? Vezi care e fața lui? Asta. Asta, da. Într-o părticică acolo, vezi să nu-mi spargi asta. Atâta îți spun, vezi cum le pui? Vezi cum le pui? Cu fața! Nu, mă vezi, poate mi le spargi. Nu aia e fața unde e doar una. Unde-s două. Păi uite, da, mai două întoarci. Sunt. Nu, nu. Întoarce-o spre tine. Spre mine? Da. Hai, spre corp. Ah. Nu, invers, în cealaltă direcție. Așa, dar nu, mai spre mine acum, întoarce un pic. Ana, hai din ușă, ca să iasă și de. Așa, perfect, doar că pune-o. Da? Nu pune acolo, pune pe ăsta. Pe ce? Pe dracu să te iei de nemernic. Du-o pe aia la altă. Dar nu așa vreau, aranjate! Au! Stai cu, uite, astea două. Unde? În alea la alte două? Asta stă bine, ci cât de cât. Da. Să aveți grijă. Nu, aranjează-le frumos. Asta în cealaltă parte ca și aia la altă. Păi aici o pusesem. Așa. Din punctul meu de vedere, cu cortul te duci în două locuri, ori la mare, ori în deșert. Eu nu înțeleg asta cum mergem pe munte cu cortul, unde stăm, trebuie să ajungem pe pajiște, să-l punem cortul, stai că vine un șarpe, stai că vine o viperă, stai că vine o vulpe, stai că vine ursul, stai că... Nu există așa ceva. Și atunci, pentru că eu sunt foarte atașată de deșert, îmi place să-l, când mă gândesc la corturi, pentru că am și fost, să-l decorez oriental. Acum și pe malul mării, aș putea să mă gândesc să găsesc o temă așa de malul mării, dar nu, tot oriental îmi vine la cort. Un cort din ăla imens, extravagant, Andrei, cu 4-5 camere, cu candelabru de cristal de vreo 6 kg, pe pereți să fie oglinzi venețiene, adică niște lucrări. No, acum mă gândesc că, vezi, iarăși nu-i bine, pereții unui cort nu țin oglinzile mele venețiene. Dă-mi și tablou în cort! Cătălin! Vin! Tu-mi și tablou în cort. Da, păi aveam nevoie. No. Nu, Andrei, nu este corect. Acum, de ce nu se aud și întrebările tale? Ideea este că nu am vrut să-l amenajez să se vadă că e a meu, doar că eu mi-am dus toate lucrurile, de minimorum din lucruri de care aveam nevoie, adică mă și vedeai dând cu căpșorul meu splendid și superb, coafat impecabil și machiat astăzi, dând cu capul, cu el de odală. Ne-a rămas curtul ca mic. Pentru măreția Ana Morodan. Vezi că fac lucrare aici. Și cam așa îl las. Ce să-l bagi pe ăsta în cort, mă, că n-ai cum. E, eu zic că-l punem lângă. Da. Să se vadă cine vine cu cortul. Claudiu, plec la mine la cort. Să mă chemi în vizită. Peste o oră. Ți-au pus tot ce trebuie. Da, peste o oră voi fi la cort. Am mers cu pernuțele, am mers cu cea mai ventilatorul, că se face efect de seră, cu două vaze, că intrarea totuși, cu covor. Nu, am încercat, dar puteam să mă chinui mai tare, numai că tu n-ai avut chef să mai cari. Dacă vine, să știți că eu sunt aici, mă ascund. Dar cu ce sunt la room service, adică la cătă? Măi, dar dă-mi asta la o parte să se vadă grandiozitatea cortului. Eu nu stau așa băgat acolo ca un câine mic. Stai! Hai. Ce-ți trebuie? Stai la corp. Gata. Auzi, eu nu pot să stau la cort. Ba da, uite că stau în cort. De când nu mai lucrezi foarte mult la laptop, cred că-s mai fericită cu agenda. N-am din ăla. Țăr! Țăr! Căta! Am zis țăr. Cătăline, pe bune... Măi, dar ăștia-și bani. Ce s-aude? Mă! Ei, fiți! Fiți! Haide cu mama pe aici! Fițington! Nu pe acolo, că dărâm cortul! Fiți! 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 Nu, nu te așeza acolo. Hai aici! Hai! M-ai strigat? Fiți, du-mi-l pe Fiți, că nu știe să intre copilul. Mă, a picat asta de pe mine. Hai! Păi unde e? A, uite-l aici. Mă! Nu mai mi-e una ca un tâmpit. Stai mă aici, mă, nu vrei să intri în cort? L-ai prins? Nu l-am prins. Dar unde-i? Sub șezlong. De ce? Mă, da. Fiți! Oh. Uite-l cum faci. Dar de ce? Că nu, mă, Fiți, dar nu te duce nimeni la tăiere, bă, băiatule. Vai, superb l-ai dus. Nu vrei să știi cum arăți, zici că ești ăla evil. Doamne, dar ăsta nostru năpârlește în continuu, tu. Aveam o... Să te uiți prin dulapul ăla alb, că aveam un mânușoc pentru el. Da. No, du-mi. Du-mi ceva, lucrări. N-am apă, n-am nimic. Adică chiar nu e nimeni care să te ajute la cort, așa, un room service, cineva? Ha? Nimeni? Mă duc cu Cătă. Da, eu îmi fac pe dracu, susum, să-mi ducă de la restaurant. Zic, cortul 3, alea din dreapta. No. Ce ai? Să vină aplicațiile de mâncare. Uite-l pe copil, vezi că s-a pus și el în cort. Îmi place foarte mult ideea de a avea un cort în curte și stau acolo cu Fiți noaptea și ne distrăm și o să fie super simpatic. Deci, să ne înțelegem. Tatuaj. După care, analize. 3. Ședință. Construcții. 4. Ședință. Echipă online. Echipă Morodan Shop online. Și după aia 5. Ședință. Echipă social media și branding. Clienți. Cata! Da! Ce mi-ai dus? Păi, am fost la vânătoare. Ce e aici? Dar ce mi-ai umplut în halul ăsta? Trebuie să-mi duci pe 3-4 farfurii. Nu mai avem tavă. Nu, tavă mare, la că e nici la șoc în depozite. Nu știu, trebuie să caut bine, bine. No, Cătăline, ce mi-ai pus aici? N-am voie să mănânc. Două tipuri de cartofi cu carne mi-ai dus azi, ca să înțelegi. Și salată. Da, și salată. Da, vreau să știu, când ți s-a părut ție că eu mănânc așa cât pentru un batalion? Păi am zis și eu. Și sosulețul ăsta ce este? Du-mi barbecică, că mă... Trebuie să stea cineva să te păzească. Că ce? Că dacă vine ursul. Suntem în curte la Damofis, mă. În mijlocul Bucureștiului, în civilizație, nebunule. Flavie! Da? Hai să mă vezi la cort. Hai că numai mâine, nu-i păi mâine și iară trebuie să mă duc la Vera și o să mă întrebe ce ai mâncat, conform dietei. Așa... Ca să știți că nu este vina Verei, este vina mea și a lui Cătălin, care nu știe să-mi gătească mâncarea. Eu mi-am comandat numai carne. Deci la tablou, de ce l-ați pus sprijinit de copac? Dar de ce mi-ai pus tablou sprijinit de copac? Că trebuie să-l bagi în cort. Pentru că ne-a rămas cortul mic. Hai să vezi că am decor. Noi când mergeam cu cortul, mergeam cu neopren și saci de dormit. Morodan merge cu cortul în stilul propriu morodanesc, cu perne, cu catifeluri, cu covoare, cu... De asta ți-am zis, adică ea își duce cortul în rucsac, dar după ea trebuie să vină și o camionetă cu butaforia.